Uitați-vă la buzi, e plin de pete. Cred că are varicelă, o boală a copilăriei. Dar varicela e contagioasă și lasă cicatrici, după cum văd. Doar dacă te scarpini. Buzi, să nu te apropii de mine. Robitoc, poți să ne iei cu tine și să ne explici de ce facem varicelă? Nicio problemă, am și pornit. Da! Mi la ții și mie, Buzi? Mersi. Haide, prietene, e timpul distracție. Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, să-mi vezi cât zece. Hai cu Adibu, nimeni nu te-ntrece. Hai cu Adibu, fata de aventură. Când te frământă o problemă grea, de ce și cum vei întreba? Cunoașterea stă în puterea ta. Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, să-mi vezi. Adibu, aventuri în corpul omenesc. Episodul 36. De ce am varicelă? Priviți! Aceștia sunt viruși ai varicelei. Dar unde se duc? Se îndreaptă spre ficat și splină, unde se pot înmulți foarte ușor. Dar dacă sunt viruși peste tot, înseamnă că organismul e deja bolnav? De fapt, în primele 15 zile nu se vede, deși corpul a început deja să fie contagios. Se numește perioada de incubație. Sunt atât de mici și nu par deloc înfricoșătoare. Mie mi se par neastâmpărate. Adilia are dreptate. Virusii sunt printre cei mai aprigi inamici ai corpului. Veți vedea? Adibu, să schimbăm traseul prin vasele limfatice. Totul se întâmplă la suprafață. Să ne apropiem de piele. A pornit! Oh, iac! Pete mari peste tot. Pare că se mai și măresc. Hai să aruncăm o privire. Aveți grijă, eu rămân să am grijă de navă. Ce moale e! Și tot crește! Petele sunt bobițe pline cu lichid ce conțin virus. Înapoi la navă, e prea periculos! Fii atent, Adibu! Repede să mergem! Repede, Adibu! Decolează! Teleportare! Mai repede traversează vasul limfatic! Dar ce tot fac globulele albe? Ar trebui să apere organismul! Privește! Temperatura a crescut? Înseamnă că mecanismul de apărare e activ! Va începe bătălia împotriva virusilor? Da, și va dura aproximativ o săptămână, apoi se va încheia! Eu nu văd nicio luptă! Suntem sub bărbie! Dar asta ce mai e? Parcă ar fi boabe uriașe de fasole. Sunt glandele inflamate. Aici sunt stocate celulele albe înainte să atace virusii. Priviți! Parcă se tot măresc. Ai dreptate, Adilia! Sunt din ce în ce mai mari. Da, asta spuneam și eu. Se umplu pentru a putea lupta împotriva varicelei. Suntem prinși între două glande. O, Adibu, cred că e timpul să ne întoarcem la Celesta. Sunt de acord. Să mergem înapoi la Celesta. Adilia, virusul te-a contaminat și pe tine? Nu, mi-am adus aminte. Eu am avut deja. Ai dreptate. Nu poți avea varicele de două ori. Ești protejată acum. Dați-vă la buzi! Chiar vrei să ne faci să credem că ți-au dispărut petele? Da? Șmecherule! Acum ai înțeles de ce facem varicelă? Da! E o boală provocată de un virus. E inofensivă, dar contagioasă. Pielea e acoperită cu pete pe care nu trebuie să le scarpin pentru a preveni cicatricile. Corpul se apără cu ajutorul globulelor albe și se vindecă într-o săptămână. Pe curând! Serialul Școala Shuriken. Îți place acest film?
Acum ai pe DVD în fiecare lună episoade noi din serialul Școala Shuriken. Cumpără lună de lună noile aventuri ale personajelor tale preferate. Serialul Școala Shuriken te așteaptă la toate chioșcurile de presă din țară.